Salutare, oameni buni, ce faceți și bine v-am găsit la un nou episod. În primul rând, vreau tuturor să vă mulțumesc pentru susținere la videoclipul trecut, s-au strâns foarte multe like-uri. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine și în videoclipul care a fost, în videoclipul trecut. Vă mulțumesc pentru că v-a plăcut acel episod și haideți să strângeți la acest videoclip cât mai multe like-uri și să dați și voi un share pe Facebook la prietenii voștri pentru că mă ajută extrem, extrem de mult. Și cei care nu v-ați abonat, puteți să o faceți pentru a nu pierde următoarele videoclipuri și să apăsați pe clopoțelul ăla când postez eu câte un videoclip acolo. Astăzi, în acest episod, vă mulțumesc pentru că mi-ați dat niște idei să vorbesc despre timpul de afară. Mai în primul rând, timpul, după cum știți, mie îmi place să fie soare, primăvară, vară, îmi place să fie super tare. Nu știu dacă voi vreți același lucru. Și iarna e frumoasă, nu zic, dar primăvara parcă e totul verde, așa, fain, da? Deci, în videoclipul de astăzi aș vrea să mai zic o chestie și anume că care aveți cu fotbalul, sper că vă place, care aveți cu fotbalul. Sper că vă place ceea ce faceți cu fotbalul, vă urez succese celor care umblați la fotbal, tenis și așa mai departe. Și acum, înainte de încheiere, aș vrea încă o dată să vă mulțumesc pentru că sunteți alături de mine. Eu am fost Driver Giska, ca de obicei, nu uitați să mă urmăriți pe Facebook, Ian Gasca, și pe Instagram, dați un follow acolo pe Instagram și ne vedem data viitoare. Pa, pa!